Bună ziua, dragi copii! Astăzi vom trece împreună la biblioteca școlii, unde bibliotecară este pisicuța Amy. Mai întâi, aș vrea să știți că pisicuța Amy este foarte atentă în tot ceea ce face. În biblioteca acesteia vei găsi mereu curățenie și cărțile aranjate pe categorii. Ea iubește mult copiii și mereu le recomandă ceea ce pot citi, iar școala se mândrește cu un astfel de angajat model. Astăzi are totuși o mică problemă. Trebuie să ofere 5 cărți de povești altor două pisicuțe din școală. Își amintește cum se formează mulțimile. De exemplu, 5 umbrele, 5 ursuleți sau 5 pisicuțe. Ca să împartă cele 5 cărți, trebuie să ia în calcul toate variantele. Ar putea oferi 5 cărți unei pisicuțe și niciuna celeilalte. 4 și 1, 3 și 2, 2 și 3 sau 1 și 4. A rezolvat. Știe acum cum să împartă cărțile până săptămâna viitoare. În biblioteca școlii au ajuns astăzi o mulțime de cărți, iar Amy este foarte ocupată. Știe că pe rafturile sale nu încap decât câte 10 cărți. Cum va aranja oare primele 34 de cărți? Așezând câte 10 pe un raft, observă că umple 3 rafturi cu 10 cărți, iar pe ultimul raft pune doar 4. Încă tot nu este convinsă că știe cum să le aranjeze. Își cheamă cei mai buni prieteni. Cei mai buni prieteni ai lui Amy sunt și cei mai vestiți cititori, ursulețul Coco și albinuța Lily. Împreună cu aceștia vor încerca să așeze toate cărțile de poezii, povești, istorice, de științe sau de colorat. Albinuța Lily așează prima cărțile de poezii și completează 4 rafturi de câte 10 și unul de 6. Astfel, a descompus numărul 46 în 40 și 6 unități. Cărțile de povești au fost așezate la fel, formând mulțimi de câte 10. 22 a fost descompus în 20 și 2 unități. Ursulețul Coco aranjează cărțile istorice, mai întâi descompunând numărul 28 în 20 și 8 și pe cele de științe le aranjează pe 3 rafturi a câte 10 și încă 3. Amy a înțeles acum cum trebuie aranjate cărțile și așează ea cele 14 cărți de colorat astfel. 10 pe un raft și 4 pe altul. Este fericită că a descoperit ce trebuie să facă. Totuși, este foarte obosită. Încă mai are de aranjat pe rafturi o mulțime de cărți. Își spune că va rezolva această problemă imediat ce se va trezi. Haideți să o ajutăm noi cu restul cărților. Descompune și compune numerele potrivit schemelor de mai jos. Pisicuței nu-i vine să creadă. Toate cărțile din bibliotecă sunt aranjate. Vă mulțumește mult, copii! Haideți să-i arătăm cum am rezolvat noi aceste exerciții.
Ursulețul Coco și albinuța Lily vă felicită pentru toată munca voastră de azi. Pe curând!